vă rog pe fiecare dintre voi să scoateți o bandotă. Fie că e de un leu, fie că de 5, de 10, de 500, nu are importanță. Vă rog să faceți asta acum. Dacă nu aveți la îndemână, puteți mai imaginați-vă că aveți o bagnotă în mâna dreaptă. Nu vă pun să vă dați mie, stați liniștiți, nu, asta este. V-am rugat acest lucru pentru că despre aceasta este prezentarea mea, despre voi și banii voștri. Despre cum ne putem gestiona mai bine viața financiară și cum ne putem îmbunătăți relația cu hârtiuțele astea. Ok, o să vă rog să o punem deoparte pentru moment și o să revenim la ea la sfârșitul prezentării. Se aude fără microfon? Da. Da? Aș vrea să testez și eu mișcările. Am o întrebare pentru voi. Câți dintre voi își doresc un milion de euro? Sau de dolari? Ok, cel care n-ați ridicat mâna, înseamnă că i-aveți deja. Ale noi două. Pentru cei care își doresc un milion de dolari, următoarea întrebare este pentru voi, în felul următor. În cât timp îi vei pierde? La ce mă refer? Statisticile arată că câștigătorii la loto, ai marelui pot de milioane de euro, ajung să piardă suma respectivă care au câștigat-o în mai puțin de 3 ani. Marea lor majoritate. Și chiar mai rău, ajung să fie îndatorii mai mari decât situația lor inițială. De ce se întâmplă acest lucru? Nu sunt pregătiți, exact. Nu sunt pregătiți pentru a avea acești bani. Și nu sunt pregătiți din mai multe puncte de vedere. Și cred că Jim Rohn spune foarte frumos acest lucru. Stabileșteți un obiectiv de un milion de dolari, dar nu pentru suma în sine, ci pentru persoana care trebuie să devii pentru a avea acei bani. Repet, pentru persoana care trebuie să devii din punct de vedere mental, emoțional și spiritual pentru a avea acei bani. Și despre asta este, din punctul meu de vedere, educația financiară. Despre cum să ne gestionăm mai bine aceste planuri. Emoțional, mental, spiritual și fizic. Fizic însemnând strategiile concrete de management al banilor. Și aș vrea să vă întreb. Câți dintre voi ar vrea să afle o metodă pentru toate aceste planuri, pentru fiecare dintre ele, astfel încât dacă o aplicăm să ne putem gestiona mai bine banii și să ne îmbunătățim relația cu ei. Ok? O să vă ofer asta, despre asta vreau să vorbesc în minutele următoare, despre o metodă pentru fiecare din aceste planuri care pentru mine au funcționat și sunt convins că o să funcționeze și pentru voi dacă o să le aplicați. Ok? Și am creat acronimul BANI. Mulțumesc, Silviana, pentru tip. Ok, ca să fie mai ușor să putem să reținem, haideți să vedem de la ce vin bani. Și o să începem cu a doua literă, cu A. O să lăsăm B-ul pentru sfârșit. Atitudine. La ce mă refer? Mă refer la planul emoțional și la relația noastră cu bani. Și aș vrea să vă rog să vă gândiți la o relație dragă din viața voastră. Fie că este cu părinții, cu familia, cu persoana iubită sau cu prietenii apropiați. Ce relație este acolo? Ce sentimente? Ce emoții? Puteți da câteva exemple, vă rog? Iubire. Armonie. Admirație. Mulțumesc. Acum aș vrea să vă rog să vă gândiți la relația voastră cu bani. Și aș vrea să facem un mic exercițiu mental. Vă puteți imagina banii ca fiind o persoană? Haideți să încercăm să ne imaginăm banii ca fiind o persoană.
toate emoțiile care sunt acolo în relația voastră cu banii. Posesivitate. Interesant. Gelozie, frustrare. Excelent. Dacă ne putem imagina banii ca fiind o persoană, ce ar face persoana respectivă dacă ne-ar vedea? S-ar apropia de noi sau ar fugi cât ar ține picioarele? Exact. De asta vă invit să fiți atenți la relația voastră cu banii și cum ne putem îmbunătăți, vă pot spune două lucruri foarte simple. Odată, am putea scrie pe o bancnotă emoții pozitive. Emoții pozitive pe care ne le trezesc banii și să o avem cumva la vedere, să fim expuși la ea cât mai des. Să ne aducem aminte de acest lucru, că trebuie să lucrăm la relația noastră cu banii ca fiind o altă relație importantă din viața noastră. Și a doua metodă, apropo de Cristi cu metode, ar fi să ținem un jurnal al lucrurilor apreciative, ce înseamnă banii, ce aduc ei bun în viața noastră. A doua literă este NRA, obiceiul. Și este planul fizic, planul de comportament, de obiceiuri, cum tratăm noi banii. Și mă refer în primul rând la două lucruri, la modul în care cheltuim banii și la cum economisim. Și legat de asta vreau să vă spun două povestioare foarte, foarte scurte și care cred că sunt sugestive pentru ce vreau să transmit. Și prima povestioară este despre o prietenă de-a mea, Maria, să-i spunem, care lucrează într-o bancă, are o poziție super ok de middle management, are un salariu bun și are problema, să spunem așa, că nu economisește. Și mă întreabă, Dragoș, ce se întâmplă? Ce pot să fac? Și o întreb, Maria, spune-mi, te rog, dacă ai câștigat mai mulți bani, crezi că ai economisi? Da, evident. Azi mă să întreb altceva. În trecut, a fost o situație în care câștigai mai puțin decât câștigi acum? Da, mi s-a mărit salariul. Ok, dacă înțeleg bine, acum, deși câștigi mai mult, tot nu economisești. Care este ideea? Că nu suma care o câștigăm ne determină banii care îi avem. Pentru că de multe ori ne întindem plapuma mai mult decât ne ajunge. Avem un anumit stil de viață, un anumit standard și de fapt cheltuim de foarte multe ori pe niște emoții și nu pe niște lucruri de care avem nevoie, ci o facem pe un impuls de moment. Și a doua povestioară este despre bunicii mei, care sunt niște scumpi, niște minunați și care pe mine mă uimesc fiecare zi. Mă uimesc din multe fapturi, dar unul pentru că dintr-o pensie de 4 milioane fiecare, nu numai că le ajung banii ăștia, dar și economisesc. Și o să vă dau câteva mici exemple. Când mi-am luat apartament, mi-au dat, mai că știu, 10 milioane să ai pentru frigider. Că nu trebuia. Sau când am plecat în state, mi-au dat 50 de lei să am pentru drum, să mă descurc acolo. La fel, e ceva, n-avea cum să-i refuz. Și un alt lucru, m-au rugat să merg cu ei la bancă să-și depună economiile lor de o viață, să nu-i mai țină la saltea, să spunem. Și mă gândeam, cât poate să strângă ei? 10 milioane, 20, 30, așa, hai să zicem. La 160 de milioane. De unde? Dintr-o pensie de 4 milioane? Ce vreau să spun este că obiceiurile, comportamentul nostru cu banii, cum îi cheltuim, cum îi economisim, face marea diferență. Apropo, și ce am recomandat Mariei și ce a funcționat pentru ea, a fost următorul lucru. Și cred că ați auzit de acest lucru. Plătește-te mai întâi pe tine însuți. Câți dintre voi ați auzit de scala asta? Ok? Mulțumesc. Ce spune înseamnă că atunci când ia salariul pe 30 ale lunii, în ziua următoare sau pe 2 ale lunii, să facă o plată automată într-un cont de economii
ca să uite de ea și să trăiască cu diferența foarte simplu și foarte ușor, o sumă care nu îi afectează nivelul de trai, să spun. A făcut asta și a început să aibă un comportament de economisire. Trecem la informații și care este planul mental. Înseamnă cunoștințele care le acumulăm și mai mult decât cunoștințe, înseamnă valoarea pe care noi o livrăm în piață. Ce legătură are asta cu banii? E foarte mare legătură, pentru că pentru asta noi suntem plătiți. Pentru valoarea care o aducem în piață și nu pentru valoarea noastră ca indiviz, cu care, bineînțeles, cu toții suntem egali în fața lui Dumnezeu, dar pentru valoarea care efectiv o aducem în piață. Și cum ne putem crește această valoare? Putem crește investind în noi și în mintea noastră. Efectiv, citind, făcând din asta un obicei, mergând la workshop-uri, având mentori pentru a scurta drumul și așa mai departe. Și pot să vă dau un mic exemplu legat de mine, legat de acest aspect. Mă gândeam săptămânile trecute, făceam cumva un calcul, să spun, puneam pe foaie cam ce am făcut eu, ce am investit eu în mine în ultimul an. Și am ajuns la o sumă de vreo 4.000 de euro. Mergând la Tony Robbins, la Londra, la T. Harv Eker, la Kiyosaki în state, la un program de coaching în Olanda, la curs de formatori și așa mai departe. C-o fi mult, c-o fi puțin, e puțin relevant. Ce important este că a făcut o diferență în viața mea și eu am început ce fac acum, educația financiară, de mai puțin de 2 luni. Și au început să apară grămadă de lucruri senzaționale. Să fiu invitat să vorbesc la conferințe, să am clienți de coaching financiar, parteneriate, mie și unele chestii care, de unde au apărut, au apărut din a planta acele semințe. Și nu în ultimul rând, B-ul vine de la bucurie și de la bunătate. Bucurie însemnând recunoștința pe care o avem pentru ceea ce avem în viața noastră, pentru banii care îi avem, pentru că dacă oricât de mult am avea, dacă nu suntem bucuroși, dacă nu avem sentimentul acela, tot săraci. E ca și cum n-am avea lucrurile respective. Iar bunătatea, la ce mă refer? Mă refer la a dona. La a dona o parte din venitul nostru. De ce e important asta? Este foarte important pentru că, de multe ori, ținem foarte strâns cu pumnii de ceea ce avem, pentru că considerăm că nu avem suficient. Și în același timp, pierdem oportunitatea de a deschide palmele pentru a primi. Și putem deschide palmele pentru a primi numai oferind înainte. În acest motiv, consider că și P-ul, bunătatea, este foarte important pentru viața noastră financiară. Aș vrea să vă rog să recapitulăm. De câte ori vă gândiți voi la bani în viața voastră? Cam des, nu? De acum, când o să vă gândiți la bani, la ce să ne gândim? La mine. La mine, bun. Haideți să vedem. Legat de acronime. Bun. Bucurie și bunătate. Aul. Atitudine. Nărav. Obiceiuri. Informații. Excelent. Aduceți aminte de cutiuța care o aveați la început? Cum are toată lumea? Acum, păi, normal. Ce aș vrea să vă întreb? Cum ar fi, vreau să vă imaginați următorul lucru. Cum ar fi dacă ați folosi această bannotă pentru a o dona unei cauze în care credeți, unor oameni care au nevoie de ea, și să faceți din asta un obicei lunar, cel puțin? Cum ar fi? Cum ar fi dacă am folosit această bannotă
pentru a scrie pe ea emoțiile pozitive legate de bani, de relația noastră cu banii și să o avem cât mai des în vizor. Să ne amintească că trebuie să lucrăm zilnic la relația noastră cu banii. Și cum ar fi dacă am folosit această bancnotă pentru a începe un nou obicei? Un obicei de economisire și aceasta să fie prima sumă pe care o punem și în mod constant să începem să economisim. Și cum ar fi ca peste 2-3 ani să ne uităm în urmă la suma care s-a strâns și ce ne-ar oferi această sumă care o avem din punct de vedere al siguranței, a relaxării în viața noastră. Și în ultimul rând, cum ar fi să investim această sumă în noi, în mintea noastră și să facem din asta din nou un obicei. Cum ar fi? Tu ce vei alege? Mulțumesc!